După Denisa Chireceanu, o altă sportivă de la CSM Giurgiu urcă pe podiumul de premiere la campionatele naționale de tenis de masă. Teodora Ciulica a făcut echipă în proba de dublu feminin cu Bogdana Trifu de la LPS Slatina. Alegerea s-a dovedit una inspirată, cele două sportive calificându-se în marea finală, deși nu se aflau printre principalele favorite la medalie. Teodora și Bogdana au fost aproape să câștige proba. Acestea s-au impus în primul set în fața dublului Adina Diaconu, Andreea Clapa, însă le-au cedat la mare luptă pe următoarele trei. Competiția a fost destul de grea și intensă. Au fost foarte multe meciuri, probe peste probe, pentru că au fost proba de individual, de dublu fete și dublu B și de dublu mixt și la un moment dat nici noi nu mai știam ce jucăm. Așa că am fost ocupați. Medalia e cu atât mai importantă pentru eleva antrenoare Mirela Ciobanu, cu cât aceasta se află în primul an de juniorat 1. Medalia asta mi-o dedic în primul rând mie, pentru că sunt bucuroasă pentru rezultat. Doamna antrenoare care m-a ajutat să o obțin, bineînțeles, și părinților mei. Următoarea competiție pentru CSM Giurgiu va fi în capitală, meciul de clasament, locurile 3-4 din divizia A la feminin.